Emi, acum m-am trezit, nu am medicamentele și mâine să mă culc. Dar m-am gândit la tine, pentru că tu ești mare creștin. Și o să-ți arăt să spun ceva. În principiu să se comand un autor. Uite. Astea, seria de opere alese, în trei volume, în Jack London. Va apărut în 1966, a intrat pe literatură universală la București. Să citim cu prinsurile. Ce avem așa? Cu prinsul volumului 1. Uite, și este un studiu pe tip Jack London și Jupra 1. Bun, deci tăcerea albă, pe tărâmul de pătate, focul, chemarea străbunilor, lupul de mare. Să sunt toate textele independente. Dragoste de viață, last for life. Ce înseamnă viața pentru mine? Răzvrătit. 2. Colțal în 4 părți. Agățat, penitenciarul, the pen. Revoluția, călcâi de fier, visul lui Debs, casa lui Mapuche. Volumul 3. Martin Eden, ăsta este romanul lui autobiografic. Un cotlet, ăsta este cu un boxer bătân care ia bătaie pe mâinul marsă. Cupere un cotlet și își pierde pâinea, știi, și amintește când era tânăr, când a bătut el pe altul, tot așa, și plângea bătânul. Ăsta nu plânge, se gândește, știi. Efectiv, nevasta nu a vrut să dea un cotlet, știi? Apoi, gustul cărnii, carnea, omul de pe malul celălalt, cursa pentru primul loc, mexican. Apoi, cum este cartea asta? Asta este cu nodul. Da. Este o chestie legătură cu Jack London. Poate mai mult și decât micianismul din epocă. Deci avem povestiri. Cuvânt înainte, perlele lui Parlai, păgânul, țineți vestul, febra diamantelor, canionul aur curat, aur berechet, cele ce bate troienele, o odiseea nordului, știi că vedeau Newport, o mie de duzini, fiica aurorei boreale, și mă gândesc să aflească o povestire, o fată de gimnaziu. Sau unei gimnaziste. De obicei, e bine să faci din 4 cuvinte titlurile. Ca muzică, știi? Mie de duzini, fica aurorei boreale, erată tardivă, cicatricea, batard, judecata lui Portuc, căsătorie în stil indian, legea firii. Bun. Asta, legea firii, am citit-o, de obicei m-am îngrozit. Aici se vede socialismul, fie și american, că era în Partidul Socialist American, știi? Și este vorba, dacă mi-am inteles bine, un tip
care vine singur din nord, pe Yukon sau undeva, sau și se meargă în America, știi? Și ajunge la loc, facă pe pas și se aprinde focul. Și reușește să aprindă focul și vin niște lupi pe el. Și el vrea să se apere, deci să țină focul, probabil să-i gonească, nu știu. O povestire câteva pagini. Dar e îngrozitoare. Și era acolo sub cerul ăla boreal, nordul Canadei, ce era acolo. Și lupii, știi, încep să se întoarcă în jurul lui, știi? Și pe el a apucat așa un fel de filozofie, un fel de delir îngrozitor. Știi că... Știi cum el mănâncă vânat, cum totul nu-i decât o vânătoare și chiar și aurul ăsta cu totul. Niște idei socialiste, de fapt, ăsta vieții. Și asta e treaba, că scriitorul trebuie să descrie printre unele lucruri și să prezinte viața cu puritate. Nu poate să spune niște ochelari de socialist sau de altceva. Nici măcar de creștin. Și atunci el zice, doar ce contează tot? Totul e un lanț trofic, totul, chiar și moartea lui. Și atunci aruncă lemnul aprins în zăpadă, care se stinge și... Așa se termină povestirea. Apoi, când am luat cărțile astea, ca să ți le arăt, am găsit și asta. Asta e o carte tip carte creștină, dar nu e orice. Asta este un mare filozof rus, se pare că știu eu. Dicționar de teologie fundamentală. Uite, aristocrat, încă unul persecutat de urgia bolșevică, Paul Nicolaevich Domikov s-a născut la 2 august 1901 în facțiunea septentrională pe care cititorii... Sunt Andreea Marin, ambasador național pentru UNICEF în România. În Blume, Onest Petersburg. În România merită un viitor mai bun. No, UNICEF este alături de copiii cu dizabilități și îi sprijină prin intermediul centrelor comunitare integrate. Și eu trebuie să citesc cărțile astea. Eu am citit de copil de cărțile astea. Astea mi-a luat mie când nu am mai găsit. Pe toate trei. Și toate, eu zic, nu sunt scumpe să ți le covazi. Ocazii, dar nu. Și vei vedea cât de valoros va să fie un scriitor ca Jack London, care din păcate nu, socialismul ăsta a fost. Știi? Nu. Asta vreau să spun. Cu asta țin să te salut, Emi. Sănătate, băi, și pace, și recomand să citești Jack London. Un scriitor deosebit, să știi. S-a născut prin anii 1970 și a trăit până prin 1916. Alcoolismul a distrus.
ce nu a reușit nordul, mările sudului din Pacific, a fost submarinar, cu talcul. Dar era un om simpatic, nu?